Stimați colegi, cu toți cunoaștem că Chișinău este cel mai important oraș din țara noastră, de aceea ceea ce se întâmplă în Chișinău este la fel de important pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Iată de ce în fruntea primăriei orașului Chișinău trebuie să stea o persoană care va avea curajul să spună lucrurilor pe nume, să ceară de la fiecare în parte corectitudine, să respecte sau să ceară respectul față de lege, față de promisiune făcute, față de colegi, față de chișinăuieni. Spun asta pentru că domnul Bușilă este acel care nu vorbește în van, dar trece direct la fapte. Noi, doamnele creștin-democrate, îl susținem și vom lupta ca săguința acestui tânăr lider politic, care trebuie, dar și a devenit un exemplu pentru noi toți, să se încurune cu succes. Și sunt sigur că asta îi va reuși, pentru că anume el dă dovadă de dinamism, inteligență emoțională, flexibilitate, competență profesională, încredere și credință în tot ceea ce face. Astfel de calități trebuie să posede un lider care vrea să ia în mâinile sale dirijarea primăriei. De astfel de bărbați au nevoie femeile, tineri, dârși, demne încredere, responsabili, perseverenți, focalizați pe succesul și prosperarea societății cu care sau în care cu toții trăim. Radu, succes și Doamne ajută tinerilor din Partidul Popular Creștin Democrat.